Dragii mei, dacă nu este prea greu, haideți să ne ridicăm în picioare. Citesc din Marcu, capitolul 14, începând cu versetul 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețiman și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte, ce să se mâhnească foarte tare. El i-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iară și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngrăuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Destul. A venit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, dragi tineri, vreau să vă spun că n-ar fi o cină dacă n-ar fi fost un Ghețiman mai întâi. Și vreau să ne uităm la această dimineață la câteva lupte pe care Iisus Hristos le-a avut în Ghețiman. Și vreau să vă spun 100%, niciunul dintre noi nu va ajunge în cer dacă nu trecem prin aceleași lupte. Și mă rog, trecând prin aceleași lupte, să ieșim biruitori. Prima luptă pe care Iisus Hristos a avut-o în Ghețiman și pe care o vom avea și noi este lupta dintre ceasul nostru și ceasul lui Dumnezeu. Lupta dintre ceasul nostru și ceasul lui Dumnezeu. Marcu 14:35 se ruga, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. Dragii mei, dacă ne uităm în Evanghelii, voi aminti câteva versete, dacă se pot afișa foarte rapid, veți observa un lucru extraordinar. Până în momentul acesta, toată viața Iisus Hristos a avut sincronizat ceasul lui după ceasul Tatălui din cer. Ioan 7:30, n-au putut să-l prindă pentru că nu-i sosise ceasul. Luca 10:21, a fost un ceas al bucuriei în Duhul Sfânt. Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și s-a rugat mai departe. A fost un ceas al cinei, Luca 22:14. Când a sosit ceasul, Iisus a stat la masă cu cei 12 apostoli. Ioan 13:1, dragii mei, Biblia spune: înainte de prasnicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul. Ioan 12:27, spune Iisus Hristos: tocmai pentru asta am venit până la ceasul acesta. Dragii mei, ce îmi place foarte mult la Domnul Iisus este că nu a făcut nimic după ce a simțit El, după capul Lui, după dorința Lui. Toată viața Iisus Hristos a lucrat după ceasul Tatălui din ceruri. Și a ajuns în momentul ăsta din Ghețiman, când a fost cea mai mare luptă, și în Marcu 14:35 a zis: Tată, până acum parcă mi-a fost ușor să-mi reglez ceasul meu după ceasul Tău. De acum parcă mi-e foarte greu, pentru că îmi dau seama că a sosit un ceas al suferinței. Există un ceas când ne botezăm, un ceas al fericirii. Există poate un ceas când mergi la cumpărături. Există un ceas când se naște un copil. Sunt ceasuri frumoase în viața ta. Sunt vremuri frumoase. Dar, dragii mei, există o vreme a luptei între ceasul tău și ceasul lui Dumnezeu. Există o vreme a suferinței. Și vreau să vă spun că lupta asta o dă Ghețimaniul. Haideți să ne uităm la câteva ceasuri de Biblie care ar trebui să le avem reglate și noi, în familia noastră, în viața noastră. În Eclesiastul capitolul 3, Biblia spune că nașterea, moartea, plânsul, căutarea, toate lucrurile și-au vremea lor. Frații și surori, Biblia spune că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Știți că un lucru frumos făcut la un ceas, la un timp,
nepotrivit poate deveni un lucru urât? Nu știu ce izbăvire aștepți în viața ta, nu știu ce împliniri ai dori, dar vreau să vă spun ce spune o cântare: există un timp pentru toate și orice lucru și are vremea lui. Există o sfântă dreptate și o mână care scrie tot ce spui. Există un timp când poți să te întorci, când poți ca să scapi de roșcove și porci. Există un timp când poți spune așa: Iisus, îți predau viața mea. Biblia spune în Luca 19:44, adresându-se Ierusalimului: voi n-ați cunoscut vremea cercetării. N-ai cunoscut ceasul când Dumnezeu ți-a vorbit, când a fost evanghelizare, când a fost stăruință, când s-a făcut o chemare în față. Mi-aduc aminte că în America, în urmă cu aproximativ 35 de ani, citeam mărturia asta în limba engleză, spusă chiar de cel care a trecut pe aici, și el spunea așa: mi-am cumpărat o casă prin bancă, mi-am luat mașină prin bancă, bazându-mă pe un salar stabil și un salar foarte bun. Și tot a mers perfect și bine, până când șeful mi-a zis: nu mai avem nevoie de tine la job. După câteva luni, m-a sunat banca și a zis: ne trebuie cheile de la casă. M-au sunat cei cu mașina și au spus: ne trebuie cheile de la mașină. Și a intrat în mine așa o rebeliune și a zis bărbatul acesta: decât să fac lucrul acesta, mă urc cu soția în mașină, mă urc cu copilul în spate, nu intru în detalii, sunt și copii aici, accelerez și nu mai iau curbă la ieșire din oraș. Decât să dau casa la bancă, decât să dau mașina la cei care mi-au vândut. Însă înainte de a face lucrul acesta, dragii mei, un lucru nebunesc, omul acesta a mers la un magazin, s-a pus la coadă și a zis: vreau să iau câțiva biscuiți, câteva napolitane la copilul acesta care n-are nicio vină pentru gestul pe care eu vreau să-l fac. Și a mers și în timp ce stătea la coadă, un păstor s-a pus în spatele lui. Și Duhul Domnului a venit peste păstor și a zis către păstorul acesta: ia toți banii care i-ai în buzunar, scoate-i, bate-l pe umăr pe cel din fața ta și dă-i acești bani. Și spune așa: Iisus te iubește. Când nu te mai iubește cel care ți-a vândut casa, când nu te mai iubește șeful, când nu te mai iubește nimeni, există cineva care te iubește. Păstorul a făcut exact ce i-a spus Duhul Sfânt. I-a spus: nu te întoarci, nu trebuie să mă vezi pe mine, nu eu sunt important. Dumnezeu te iubește. Uite aici acești bani, fă ce vei crede. Omul acesta a ajuns în fața teșghelii, în fața vânzătorului și, mirat de cuvintele pe care le-a auzit, a zis: nu vreau să mai cumpăr doar biscuit, vreau să-mi iau câteva alimente. Și-a luat câteva alimente, a mers în mașină, a luat mâna soției în mâna lui, l-a luat pe copil în brațe și a zis: îmi cer iertare pentru gestul nebunesc pe care am vrut să-l fac. Astăzi am aflat că există cineva care ne iubește. Dragii mei, au trecut aproximativ 7 ani de la momentul acela și a fost o conferință în America. Și la finalul conferinței, cineva plângea afară pe hol. Păstorul ultimul care a închis becurile, a eliberat sala, a vrut să încuie ușa, l-a întrebat pe omul acesta: de ce plângi? Și omul de pe hol a spus așa: domnul pastor, în urmă cu 7 ani de zile am mai auzit vocea aceasta care am auzit-o la microfon a dumneavoastră. Nu cumva ați fost dumneavoastră și i-a spus de magazinul acela și tot. Și a zis: eu am fost. O zis: nu v-am văzut niciodată, dar vreau să vă spun că banii pe care mi-ați dat, m-am dus, am pierdut mașină, am pierdut casa, am rămas pe chirie. Dar vreau să vă spun că nu banii au fost cei mai importanți lucruri, ci cuvintele pe care mi le-a spus. Pentru mine a fost un ceas al cercetării. Pentru mine a fost o vreme când Dumnezeu mi-a vorbit. Vreau să vă spun, domnul pastor, că am ajuns să umblu pe jos, pentru că mi-am pierdut mașina. Dar vreau să vă spun că am ales drumul pocăinței, pentru că am înțeles că Dumnezeu mi-a vorbit. Dragii mei, în această dimineață, azi noapte, Domnul mi-a spus să predic lucrul acesta. N-am venit cu predica asta la mine, o trebuie să sun acasă la soție, o aveam undeva pusă într-un dulap, de ani de zile n-am mai predicat-o. Dar Domnul mi-a spus: predică lucrul ăsta, pentru că sunt aici tineri și sunt aici familii pe care vreau să-i cercetez și să le spun că astăzi e vremea înturărilor. Azi e vremea când Dumnezeu te cheamă la pocăință. Dragii mei, mai există, Biblia spune, Psalmul 32:6, ceas al rugăciunii. Orice om să se roage ție la vremea, la ceasul potrivit. Uitați-vă la Daniel. Daniel ajunge în fața gropii cu lei. Dragii mei, dacă eu eram în locul lui Daniel sau dumneata dacă erai în locul lui Daniel, imaginați-vă, pentru mine e foarte simplu să predic astăzi. Mergem apoi la masă, ne grăbim, mergem la Houston,
Merge mai departe. Dar afară din biserică să ieși și să fie o groapă cu lei. Oameni buni, ce-ați face? Ce-aș face? Daniel putea să zică, împărate, lasă-mă să mă rog, să fac o noapte de veghe. Daniel putea să zică, vreau să sun câțiva proroci, să văd ce o să fie în groapă, cum o să fie. Nu, Daniel nu a zis asta. Daniel a zis așa, eu am avut ceas al rugăciunii, dimineața, la miază și seara. Oameni buni, când a venit criza peste America în 2008-2009 și va veni și anul viitor o altă criză, nu spuneți la alții, dar trebuie să știți deja lucrul ăsta. Da? Oamenii care au cash puternic în vreme de criză, nu simt problemele astea. Oamenii care au bani puși deoparte în vreme de criză, nu trăiesc cu emoții în perioada de criză. Omul rugăciunii, care are făcute rugăciuni în vremea bună, în ceasurile bune, când vine ceasul încercării și ceasul testelor, el rămâne în picioare. Și Dumnezeu trimite îngerul lui pentru oamenii aceștia și Dumnezeu îi izbăvește. Eu nu o să scap de groapa cu lei în viață, dar eu voi scăpa din groapa cu lei, pentru că Dumnezeu e cu mine. Pentru că în vremuri din afara gropii și eu am fost cu el. Foarte mulți oameni spun și m-au spus câțiva tineri, frate Cristi, când o să fiu în cuptorul cu foc, Dumnezeu va fi cu mine. Și am spus, stai, nu te grăbi. Există un ceas la college, la high school, la university, când ești chemat să te uiți la pornografie, când ești chemat să te lepezi de Dumnezeu, când ești chemat să mergi la același potop de desfrâu. Există o valea dură. Și dacă în ceasul acela tu stai în picioare pentru Dumnezeu, în ceasul cuptorului Dumnezeu trimite pe Fiul Său să stea lângă tine, să regleze temperatura cuptorului și să simți puterea lui Dumnezeu. Doamne, vrem în această dimineață, lasă ceasul cercetării peste noi. Lasă un ceas al rugăciunii. Poate este cineva aici care are anumite vicii, dragii mei. Fapte 16:18, Biblia spune că în ceasul acela Dumnezeu a eliberat-o pe femeia aceasta prin apostolul Pavel. Îți poruncesc să ieși din ea și a ieșit chiar în ceasul acela. Doamne, lasă un ceas al eliberării. Poate sunt persoane, eu știu, cu anumite probleme, cu anumite dependențe. Dumnezeu astăzi poate elibera. Există, dragii mei, vremuri, ceasuri de înviorare. Fapte 3:19. Și Dumnezeu, mă bucur că a început să le lase peste biserica aceasta. Parcă simt o altă temperatură, dragii mei, decât acum 2 ani când am venit aici. Simt că Dumnezeu lucrează, simt că Dumnezeu aici prezent. Elicanomenados de Braltofi. Îmi dau seama că aceste două lucruri care le-a spus aici nu sunt doar afișate, ci străite. E Dumnezeu prezent aici. Uite-te la ceasul care l-ai și spune, Doamne, reglează-mi-l Tu. Că nu vreau să mai întârziu la rugăciune, nu vreau să mai întârziu la ceasul postului, nu vreau să mai întârziu când Dumnezeu mă cheamă. Atât de mult îmi place de Daniel. Daniel a preferat să stea o noapte cu lei decât să stea o zi fără rugăciune. O noapte cu lei, oameni buni. Tu cum stai? Închei primul punct al predicii spunându-vă că Apple a scos un smartwatch și unii l-aveți și nu e o problemă. Dumnezeu a scos un ceas al înțelepciunii. E mare diferență între wisdom și to be smart. E mare diferență între înțelepciune și a fi un om deștept. Doamne, lasă ceasul Tău peste noi astăzi și Domnul să ne ajute la asta. 2. În Ghețiman, dragii mei, mai este ceva. Mai este o luptă. Dacă a fost o luptă a vremii, a timpului, să înțeleg că ăsta e timpul suferinței, ăsta e timpul modelării, ăsta e timpul poate când Dumnezeu mă trece printr-o boală sau printr-o încercare. Mai este o luptă. Lupta dintre paharul tău și paharul lui Dumnezeu. Matei 26:39. Iisus Hristos face o rugăciune. Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Dragii mei, ceas înseamnă timp, pahar înseamnă altceva, pahar înseamnă voia lui Dumnezeu. Iisus Hristos spune, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Adică știți, sunt oameni care înțeleg ceasul, dar nu acceptă voia. Ce măi, am înțeles că ăsta e ceasul, dar nu, parcă mi-e greu să accept voia Domnului. Dragii mei, pentru a accepta voia lui Dumnezeu e nevoie să stăm pe genunchi. La prima rugăciune, și nu mai intru acum în detalii, Iisus Hristos spune, Tată, depărtează. La a doua, știți ce spune? Ajută-mă să-L accept. Știți de ce de multe ori n-ajungem la a doua rugăciune? Pentru că facem prima rugăciune poate pe fugă și fugim afară. Dar Dumnezeu spune, stai lângă mine, nu te ridica de pe genunchi și îți voi arăta voia mea.
Și vreau să vă spun că este o voie pentru toți de aici prezenți. Voia Domnului este sfințirea noastră. Iisus Hristos, dragii mei, n-a plecat din Ghețimani până când nu a acceptat pe deplin voia Tatălui. Vă dau exemple de câteva pahare din Biblie și mă duc foarte repede. Paharul izbăvirilor, Psalmul 116:13. Nu știu ce pahare de cristal ai acasă, nu știu ce căni, poate ai fost prin vacanță, ți-ai cumpărat pahare frumoase. Vreau să vă spun că unul din cele mai frumoase pahare care l-am în familia mea e paharul izbăvirilor. Că Dumnezeu ne-a scos cu mână tare și cu braț puternic din multe situații limită. Ai paharul ăsta acasă? Ar trebui să-l ai tot timpul pe masă pus și să spui, Doamne, astăzi vreau să-l înalț. Eram la noi la biserică acum 2 ani de zile și Dumnezeu vorbea acolo printr-un vas de lucru și spunea la finalul anului, vreau să văd pahare și parcă le țineți ascunse. Vreau să văd paharul acesta al mulțumirii. Uitați-vă și Thanksgiving-ul, dragii mei, la voi. Parcă a ajuns așa pe grabă. Mâncăm repede și fiecare merge în treaba lui. Sărbătoarea Thanksgiving la americani, în special, la început, era o sărbătoare când familia stătea mai multe ore împreună. Mă bucur foarte mult că aveți o lună de mulțumire. Mi-aduc aminte, era anul, spuneam și la Houston lucrul ăsta, 1994-1995. Și am cântat în biserică o cântare cu fratele meu. Aveam 7-8 ani, sunt sigur că am cântat-o fals. Și totuși biserica plângea. Acum cânt perfect și biserica nu plânge. Nu știu de ce cauză. Dar atunci cântarea spunea așa, mulțumesc de apa dulce de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată fără să vreau. Mulțumesc de pâinea care m-a hrănit flămând fiind. Cer iertare pentru pâinea ce am călcat-o neștiind. Și de ce plângea biserica? Că era la 4 ani, 5 ani după Revoluție. La câțiva ani după momentele acelea când oamenii stăteau la coadă de la 2-3 noaptea să prindă lapte, să prindă o butelie cu gaz. La final cineva a zis, frate Cristi, frate Beni, haideți cu mine să vă registrez. Aveam un reportofon vechi. Acum cântăm profesional și biserica nu mai plânge. Și de ce? Ceea ce era altă dată o binecuvântare, acum e o obișnuință. Dragii mei, haideți astăzi să înălțăm paharul izbăvirilor. Un alt pahar despre care Biblia spune în Ieremia 16:7, paharul mângâierii. Și aici este un pasaj greu, nici nu vreau să-l citesc. Sunt oameni, o zis Dumnezeu, pe care nu le voi arăta paharul mângâierii. Dar în dreptul vostru Dumnezeu și în dreptul nostru, o pus pe masa noastră un pahar al mângâierii. De câte ori n-ai fost în momente limită din viață? Și poate Ghețimaniu vrea să-ți amintească astăzi că atunci când prietenii te-au trădat și s-au îndepărtat de tine, a rămas Dumnezeu lângă tine și te-a mângâiat. Și mai este un pahar, 1 Corinteni 11:25, paharul legământului cel nou. Frații și surori, stimați tineri, nu poți să lipsești de la paharul ăsta și să-l bei pe ăla de acolo de sus. Nu. Trebuie să-l bei și pe ăsta și am speranța că într-o zi îl vom bea și pe acela. Știți ce spune Luca? El se va încinge și ne va servi. Am fost la multe nunți ca slujitor în viața asta. Vreau să vă spun că n-am văzut nicio nuntă la care mirele să se plimbe prin sală și să pună în castron supă la toți cei prezenți. Vine o zi când mirele nostru se va plimba prin sala de nunți din cer și ne va servi, pentru că o viață întreagă l-ai servit tu pe el. Vine o zi când toți cei care au suferit, când toți cei care au fost loviți, când toți cei care au fost strădați, când toți cei care au fost bajocoriți, vor vedea ce înseamnă să te servească Iisus Hristos. Vine o zi, dragii mei, al legământului cel nou. Atât de mult mă bucur. Cea mai frumoasă sărbătoare pe care noi o avem e sărbătoarea asta, a cinei Domnului. Dar întrebarea care Duhul Sfânt vă adresează și mi-o adresează și mie, poți să accepți voia mea? În 2007, în Arad, am participat la o conferință cu tinerii. Eu eram undeva în sală, în spate. Unul din păstorii care a fost prezent a spus la finalul conferinței, stimați tineri, nu luați cu ușurință conferința aceasta, faptul că Dumnezeu vă vorbește. Și păstorul a spus așa, sunt aici tineri care sunt în clasa 12-a și mai au câteva luni până la bacalaureat și unii s-ar putea să nu mai prindă bacalaureatul. Și tinerii lângă mine râdeau și își băteau joc și spuneau, ce prostii spune și păstorul ăsta, cum să nu prindem bacalaureatul. În seara aceea conferinței, o mașină care a venit de la Suceava a plecat înapoi spre casă. În Cluj a lovit un cap de pod și o fată pe nume Ana Maria Gavrilovici
a plecat în veșnicie. Fata aceasta era clasa 12-a și mai avea 3 luni până la bacalaureat. Dragii mei, fata aceasta a fost o fată care, am vorbit și cu părinții ei, a avut ocazia printr-un verișor de al ei să citesc file din jurnalul ei. S-au găsit zeci de schițe de predici în Biblia ei, notițe pe care și le lua la program. Colega ei de bancă a scris în caietul de memorii: Ana, a trebuit să mor tu ca să mă pocăiesc eu. Îmi spuneau părinții ei: frate Cristi, uneori ne mai certam, mai aveam conflicte. Ea venea din cameră de pe genunchi și spunea: mami și tati, nu-i bine să ne contrazicem. A fost o fată a lui Dumnezeu, a fost o fată care a acceptat voia lui Dumnezeu. Știți care a fost versetul ei preferat din Biblie? Căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri e un câștig. Dar unde am vrut să ajung? S-a găsit în Biblia ei o cântare, o poezie pe care voi o cunoașteți. Și vreau să mă ofișez, te rog, în această dimineață. Și cântarea spune, și poezia spune: facă-mi se întotdeauna după sfântul tău cuvânt, chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Voia ta să se înalțe ca stăpâne în viața mea și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Rugăciunea asta, Doamne, Tu să-mi o asculți mereu, iar de-ar fi să o schimb vreodată, n-asculta de gândul meu. Dragii mei, credeți că fata aceasta nu-și imagina o viață cu o casă frumoasă, poate la țară, cu flori în fața casei, cu copilaj lângă ea, cu o facultate de renume, și Dumnezeu a zis: Ana, eu vreau să te chem acasă, pentru că mărturia ei pe internet, și o găsiți pe Resurse Creștine, dacă vreți să o citiți în detaliu, sunt 2 eseuri, puteți scrie pe Google: Ana Maria a plecat acasă la 18 ani. Mărturia ei a fost citită de peste 15.000 de tineri și mulți dintre ei s-au pocăit. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu mută în cer florile care au miros plăcut. La Dumnezeu nu e important să pleci acasă la 120 de ani. La Dumnezeu e important să fii gata când pleci acasă. Și-o luat pe fata asta care a zis: Doamne, nu știu ce voie ai pentru mine, dar eu accept voia ta și pun în Biblie poezia asta și spun: vreau voia ta să fie în viața mea. N-ai vrea în această dimineață să spui: Doamne, lasă voia ta peste mine, peste familia mea. Poți accepta voia lui Dumnezeu indiferent cât de amar ar fi paharul? Și trei, și în ultimul rând, mai este o luptă, dragii mei, în Ghețimani. Lupta dintre chinul morții și bucuria vieții. Luca 22:44, dacă poți te rog să pui, Biblia aici spune în felul următor: a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage. Ce să faci când ești în chin ca de moarte? Uitați soluția, rugăciune. Luca 22:44. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge. Dragii mei, Ghețimani înseamnă mult chin, multă suferință. Poate să fie o trădare. Mă gândeam aseară că au fost două persoane în special care l-au sărutat pe Iisus în viață. Maria Magdalena și Iuda. E diferență între cele două. Colosală. O diferență uriașă. Una l-a sărutat cu lacrimi în ochi, cu umilință, cu pocăință, și altul l-a sărutat ca să-l vândă. Poate ai trecut prin trădare astăzi, poate vei trece prin trădare. Vreau să spun, dragii mei, că drumul pe care noi trecem e drumul pe care a trecut Iisus Hristos mai întâi. Vreau să vă mai spun ceva, asta ar putea pentru unii să sune ciudat. Iisus Hristos nu a murit pe cruce. Iisus Hristos a murit la Calvar, la Ghețimani. În Ghețimani. Moartea fizică a lui Iisus a fost pe cruce. Moartea voiei lui, moartea euului lui a fost în Ghețimani. Știți că în Ghețimani apare biserica la orizont? Dragii mei, foarte mulți dintre noi vrem bucuria învierii. Și când vin Paștele și vine Easter-ul, ne gândim la înviere. Dragii mei, nu există înviere fără Ghețimani și fără Golgota. Nu există. Nu o să ajung nici eu, nici tu la înviere până nu trecem prin aceste lucruri prin care Dumnezeu ne modelează. Gândiți-vă, ziei 3 ucenici cu tine și îi adorm. Și când ei au avut nevoie de tine, nu? Când soacra lui Petru a avut nevoie de Iisus, și-o zis Iisus Hristos: lasă-mă să mă culmă. Nu! Toată viața Iisus a făcut bine la alții și acum avea și el să o ruga pentru alții. Și o singură dată în viață a avut și el nevoie de rugăciune. Și ăștia dormeau. Dragii mei, cel mai greu lucru, știți când e în viață? Când te rogi pentru alții și alții se vindecă, și te rogi pentru soția ta și nu se vindecă.
te rogi pentru copiii altora și vine acasă și iau botezul și copilul tău strântește ușa acasă. Știu cazuri în țară de oameni sfinți care au pățit asta. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, ne zdrobește și ca și Pavel, lasă-ți pușba de peste noi. Poate ești trădat astăzi, poate ești vorbit de rău. Vreau să spun ceva. Ștefan, numai când a fost lovit cu pietră, a văzut cerul deschis. Iisus Hristos s-a uitat la ăștia trei și putea să zică, nu mă mai rog dacă nici... Uite, eu vin să mor pentru ei și ei dorm. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că nu trebuie să ne uităm la cei care dorm lângă noi, la cei care vin rar la biserică. Trebuie să ne uităm la Iisus, la piatra din capul unghiului și să renunțăm și să nu renunțăm să mai luptăm în rugăciune. Iisus Hristos, spun doctorii că venele capilare s-au spart în momentele acelea. Și sudoarea aia ca din sânge, a fost o transpirație amestecată cu sânge din cauza chinului morții. Dragii mei, sunt uimit să văd, spune Biblia, că Dumnezeu i-a trimis niște îngeri să-L întărească în momentele acelea. Dacă vrei într-o zi să vezi îngerii, nu renunța, indiferent cât ar fi de greu. Eu cred că nădejdea lui Iisus a fost bucuria vieții care vine de dincolo de moarte. Isaia 5:3-10, Biblia spune, Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință. Și vă rog frumos să vă uitați aici. Imediat vom da la o parte acest ștergar. E o pâine și un rod al viței. Știți că amândouă sunt obținute prin zdrobire? Bobul de grâu e zdrobit ca să fie luată din el făină. Bobul de strugure îi zdrobit ca să iasă din el ceva frumos. Unii dintre voi veți fi zdrobiți ca să rămână în urma voastră un izvor curat. În Psalmul 84, Biblia spune, când străbat aceștia valea plângerii, o străbat, o prefac într-un loc plin de izvoare. Când tu ai trecut prin cancer, poți să întărești pe altul care trece prin cancer. Când tu ai avut un copil care ți-a plecat în lume, poți să întărești pe altul care trece pe acolo. Când tu ai trecut prin suferință, poți să întărești pe altul care trece prin suferință. Și din zdrobirea asta, dragii mei, uitați-vă ce frumos ies. Acolo în grădina Ghețiman, dragii mei, Iisus Hristos s-a gândit la tine și la mine. Isaia 5:3-11. Va vedea rodul sufletului lui și se va înviora. Hai să ne facem o cercetare în această dimineață. Urmează o rugăciune de cercetare pe care o vom face. Dragii mei, să nu cumva să credeți că răstignirea și Ghețimane au fost lucruri ușoare. Nu. Dar ceea ce aș dori în această seară, în această dimineață, este să avem pe mână ceasul lui Dumnezeu și nu al nostru. Să avem în familia noastră și în casele noastre ceasul lui Dumnezeu, paharul lui Dumnezeu și nu paharul nostru. Și atunci când simțim chinul morții, când simțim trădarea, când simțim vânzarea, când simțim pietrele, să nu uităm și Iisus Hristos a trecut pe acolo. Vă las câteva versuri foarte dragi mie și apoi fratele păstor va continua. Și versul acestea spune așa, era odată o tainică grădină în care Domnul se ruga plângând și fața lui, cea plină de lumină, era întristată până la mormânt. De multe ori pe față el căzuta și se ruga cu lacrimi de nespus să treacă tată, să nu beau paharul. Paharul suferinței lui Iisus, o, Ghețimani, grădina suferinței, în tine Domnul plânsa cu amar și el se îmbracă în haina umilinței și își pregătește drumul spre calvar. O, Ghețimani, grădina neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus pe Iuda, cum l-a sărutat odată pe Domnul strălucirilor de sus. O, Ghețimani, aș vrea să fiu în tine, să văd și locul unde Domnul a plâns, să plâng și eu. Cu lacrimi și suspine să plâng, căci Domnul pentru mine a plâns. Amin.